Salut, Capricorn! Voi face citirea pentru luna februarie, relații în luna februarie. Vom vedea întâi sfatul oracolului Lenormand pentru această lună februarie. Deci, pentru voi, nu știu capricornii cei cu voi, dar sunteți plini de speranță cu Venus în casa personalității voastre, Capricorn. Sunteți plini de speranțe și mai ales voi ați găsit o soluție să rezolvați o situație pe care o aveți. Aveți aici cheia, aveți soluția. Sunteți plini de speranțe și de dorința schimbării. Aveți în față răscrucea de drumuri, o schimbare. Acest lucru vă doriți, această schimbare. Deci, speranțe, speranța să aveți o reușită prin această soluție pe care ați găsit-o și prin schimbarea pe care o gândiți. Haideți să vedem ce spune oracolul, tarotul druid pentru voi în această relație, cum este relația voastră în februarie, relația voastră în februarie. Sunteți la pământ. 10 de spade. Probleme de sănătate, probleme legate de această relație, o viață grea într-un cuvânt. Cam acesta este aspectul, o viață grea. Deci nu este nimic plăcut. Să vedem cum este relația voastră. Sacrificatul. Scoși țapii spășitori. Deci poate că ați ajutat pe cineva, poate că nu ați făcut întru tot ce vi s-a cerut de anumite persoane. Cert este că voi aici aveți acest sacrificiu. Sunteți țapii spășitori pentru tot ce se întâmplă. Dar dacă observați, acest personaj este legat de un singur picior și de mâini, bineînțeles, la spate. El poate să se elibereze dacă își schimbă concepțiile. Cam acesta ar fi principalul aspect pentru voi, să încercați să vă schimbați concepțiile voi, fiindcă nu puteți schimba concepțiile celorlalți. Ceilalți vă țin în stagnare, fiindcă reprezintă o stagnare, nu că vă spânzură cineva. Deci este o stagnare. Haideți să vedem mai departe. Deci, ce aduceți voi, ce aduce partenerul? Ce gândiți voi, ce gândește partenerul, ce arătați voi, ce arată partenerul. În primul rând, voi aduceți iubire, dar și dorința de a schimba ceva, de a face o alegere. Vă dați seama că sunteți într-o situație în care trebuie să faceți o alegere. Nu mai puteți merge mai departe. Trebuie să faceți o alegere între viciu și virtute, o alegere între un lanț de fier sau un lanț de flori.
Sfatul arcanei este alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă cel mai mult în timp. Deci trebuie să faceți această schimbare, o alegere în viața voastră, ceva care să vă aducă schimbarea. În ceea ce privește partenerul vostru, aduce 4 de monede, este hotărât să strângă niște bani. Vrea să aibă aceste economii sau, am putea spune, are anumite datorii și trebuie să le plătească. Deci este acel aspect de economie, de restrângere a cheltuielilor. Voi gândiți la un rege de spade, gândiți la o persoană rece, o persoană mentală, o persoană care poate să vină să vă impună anumite restricții, să vă impună anumite reguli, anumite legi. Poate fi o persoană care aplică legea, poate fi o persoană rece sau poate să fie o relație pe care o aveți cu o persoană mentală, o persoană cu ascendent zodie într-o zodie de vânt, de aer, scuzați-mă, deci vărsător. Poate să fie de obicei vărsător. Deci un bărbat care preferă singurătatea, preferă austeritatea și nu prea puteți discuta, nu vă puteți baza pe sentimentele lui, pe atitudinile lui. Este o persoană rece, mentală. În ceea ce privește ce gândește partenerul vostru, gândește la o pierdere. Gândește că a pierdut sau că ați pierdut. Partenerul vrea să acopere această pierdere, știe că este o pierdere și are această economie, dar gândește că a pierdut niște bani și nu are ce să facă. Este un moment dificil, nimănui nu-i place să piardă, dar la acest aspect gândește partenerul vostru. Ce arătați voi? O regină de băte. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în săgetător sau în leu. O femeie care își arată forța, energia, hotărârea să lupte pentru dreptate, pentru adevăr. Pentru o femeie poate fi o rivală. Dacă voi, capricornii, sunteți femei, poate să fie o rivală pentru voi. Dacă vorbim de un bărbat, atunci poate fi și o protecție, poate să vă ajute, să vă protejeze. Poate fi o persoană foarte energică, virtuoasă. În ceea ce privește partenerul vostru al capricornilor, aveți 7 de monede. Partenerul vostru este cu gândul la faptul că a sperat foarte mult la un proiect, la ceva, la o inițiativă pe care a avut-o, a sperat să câștige foarte mult și, de fapt, nu câștigă cât a sperat și preferă să se mulțumească cu ceea ce obține. Deci, dacă observați, este o arcană a recoltei. Acest bărbat își taie o crenguță de vâsc, dar nu are tot norocul. Își dorește ca pe viitor să aibă noroc și să nu mai greșească, să-și împlinească într-adevăr dorințele. Deci, dacă privim puțin spre situația dată, speranțele voastre, așa cum aveți, vedeți, soluția pe care voi veniți cu ea, o alegere, o schimbare și această alegere, uitați, soluția este să faceți o alegere și sperați foarte mult în această alegere pe care o faceți. Să vă eliberați din această stagnare. Eu vă doresc o
frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Deci pentru voi, așa cum am spus, speranța este la soluția pe care o aveți de aici și la schimbarea pe care o luați. Vă doresc numai bine!